Consiliul Județean a adoptat astăzi o hotărâre privind acordarea a peste 1450 de sprijine financiare, cele mai multe fiind pentru persoane fizice, dar și pentru asociații, culte religioase sau parohii. La lista inițială cu propunerile de sprijin financiar au mai fost adăugate alte câteva propuse de unii consilieri în cadrul ședinței. Închidem lista. Vă propun să votăm toate amendamentele odată. Sunteți de acord? Domnul secretar, poți să votezi toate amendamentele. Deci, vă propun la vot amendamentele toate odată. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul avocat. Doamna Buga? Și doamna Buga, două abțineri. Ați votat pentru sau abțineri? Abțineri. Deci două abțineri. Două abțineri, restul a votat pentru. Cea mai mică sumă acordată ca sprijin financiar este de 200 de lei, această valoare fiind de altfel aprobată pentru marea majoritate a cazurilor. Sunt însă și sprijine de 10 de mii de lei acordate unor persoane juridice. Valoarea totală a sprijinelor aprobate astăzi este de peste 12 miliarde și 240 de milioane de lei vechi.